Dacă sunteți interesați să vizitați muzeul Antipa, iată că aceștia au pregătit o nouă expoziție extrem de interesantă, care îmbină științele naturii cu numismatica. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, împreună cu Banca Națională a României, va organiza în perioada 13 iunie-31 octombrie expoziția temporară Zoomonetar, Fauna lumii pe bagnote și monede. Expoziția este găzduită în sala multimedia a Muzeului Grigore Antipa. Evenimentul expozițional este centrul unui proiect educațional interdisciplinar amplu, care are în vedere creșterea nivelului de cunoaștere a semnelor monetare în rândul publicului larg și cunoașterea faunei heraldice, numismatice, care a decorat monede și bagnote de-a lungul vremii. Expoziția este nucleul în jurul căruia vor fi organizate toate celelalte evenimente ale proiectului, dedicate tuturor categoriilor de vârstă, prezentări, spectacole cu păpuși, spectacole de teatru, ateliere de heraldică și numismatică, practică pentru elevi. Îmbinând caracterul educațional cu divertismentul cultural, expoziția constituie o invitație la o călătorie în jurul lumii prin intermediul faunei reprezentată pe bagnotele și monedele mai multor țări. Peste 100 de specii și subspecii din fauna lumii pot fi admirate pe cele 100 de însemne monetare expuse, de la monede din Antichitate, Evul Mediu și Epoca Modernă, emise în 18 state, până la bagnote moderne din 59 de țări și teritorii de pe 6 continente. Vizitatorii beneficiază totodată de o experiență 3D inedită, având posibilitatea de a interacționa cu conținutul propriu-zis al informației prin aplicațiile multimedia. Dintre piesele expuse care au circulat pe teritoriul actual al României se remarcă monedele din argint histriene și dacice, drahma, histria, secolul al IV-lea înainte de Hristos, și tetradrahma, Dacia, Tipaninoasa Dobrești, secolul 2-3-2 înainte de Hristos, precum și monedele din aur de 12,5 lei și 50 de lei de la 1906 sau medalia Ardealul nostru de la 1944, exponate care marchează autentice repere ale istoriei satului român modern. Dintre bancnotele românești expuse publicului se numără cele de 1 leu din 1915, de 5.000 de lei din 1943 și de 5 milioane de lei din 1947. Deci, iată așadar o expoziție în care aveți șansa să vedeți animalele într-o ipostază inedită pe bagnotele lumii și să învățați și voi, poate și cei mici, dacă aveți copii, mai multe despre numismatică.